de copii sunt exploatați prin muncă în fiecare an în țara noastră. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului arată că în 2023 au existat peste 200 de cazuri. Vorbind despre copii cu vârste de până la 16 ani, însă cei mai mici au între 1 și 2 ani. Cei de la World Vision susțin că România este și va rămâne o țară sursă pentru traficarea victimelor în scopuri sexuale și exploatării prin munca forțată. Fenomenul ce mai spun, cum spuneam, este cel în mediul rural, cu copii de la, nu știu, 6 ani până la 14-16 ani, care e legat foarte mult de abandonul, de lipsa de la școală sau chiar de abandon școlar permanent. Și acolo ce se întâmplă? Părinții cu nivel scăzut de educație nu valorizează școala. Și atunci spun mai bine să rămân copiii acasă, să muncească, să învețe de la de mine cum se de, muncește și cum se câștigă un ban și decât să meargă la școală să facă ce. România bifează încă un loc rușinos nu UIE. Țara noastră este o sursă pentru traficarea victimelor în scopul exploatării sexuale și a exploatării prin muncă forțată. Anul trecut, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a identificat 210 victime copii. Am văzut că sunt mai multe cauze. Normal, vorbim în primul rând, să zicem, de cele mai grave, unde avem situații penale de exploatare de extremă atunci când există știu și trafic de persoane, trafic am văzut acum câțiva ani într un studiu făcut pe mai multe țări că România într adevăr e țara de, de origine a plecării pentru mai multe persoane de traficate, fie copii, fie de Trafic de persoane în scopuri de exploatare sexuală. De asemenea, în categoria de vârstă 7-9 ani, sunt 32 de cazuri, iar la copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani, se înregistrează cel mai mare număr de cazuri: 61, indicând că preadolescenții sunt cei mai expuși la munca forțată. Pe de, de altă parte, fenomenul mai îngrijorător și mai răspândit este cel legat de sărăcie. Sărăcie și lipsa de educație. Aceste două cauze, practic, stau la baza exploatării copiilor în familii